Salutare lume și bine v-am găsit la un episod mai special de data aceasta. Plecăm spre Comuna Români, în orașul Buhuș, la niște persoane speciale. Probabil vă dați seama cine sunt. Au construit o casă în copac și vreau să văd de ceea ce au putut face, să văd cum au construit-o, să văd cum arată înăuntru și să-i felicit totodată. Haideți să pornim la drum și sunt împreună aici cu Adrian Mihai. Salutare! Prietenul meu, trebuia să le iau cu mine pentru că la drum lung ai nevoie și de o mână dreaptă cu tine. În caz de faci vreo pană, faci vreo ceva, ai nevoie de o persoană. Haideți să dăm bice! Vreau să vă mulțumesc enorm de mult de ratingul pe care l-a avut ultimul episod, cel cu primii kilometri de autostradă din România, din Moldova mai ales. Vreau să vă mulțumesc, a avut un impact destul de mare într-un scurt timp, pot spune. În prezent a ajuns la undeva la 3000 de vizualizări și 100 de like-uri și sunt recunoscător față de voi și vă mulțumesc enorm. Încet, încet, Tutaers, comunitatea Tutaers va crește și vom fi acolo sus. Nu uitați că dacă vreți ieșiți împreună cu noi la trasee, oriunde, e bine dacă erați în grupul nostru acum, mergeați cu noi la Buhuș, la Tiberiu și Cornel, dacă mai exact, ca să știți la cine mergem de fapt. Și uite așa, cu Tutaers vizitez toată România, Moldova și oriunde dorești. La anul îmi propun să fac turul României. Vreau să-mi cumpăr o cursieră și să iau România la pedalat. Va fi un proiect destul de mare. Vor fi undeva la peste 1000 de kilometri. De aceea îmi doresc să-l fac acest proiect în mai multe zile. Singur sau cu voi. M-aș bucura foarte mult ca și canalul să ajungă undeva sus, să fiți toți alături de mine când voi face acest proiect. Vă mulțumesc mult pentru toată susținerea. Deci am rămas uimit într-o perioadă scurtă de timp. Când m-am apucat de YouTube, mi-am zis că băi, nu e adevărat, nu cred că o să am un impact mare pe YouTube. Am zis că cine o să se uite la mine, adică cine sunt eu, știi? Și când am văzut că lumea mă apreciază și am primit mesaje din America, din toată lumea, de la diferite persoane mai bătrâne și sau mai mici, am zis da, se merită să faci acest lucru pentru persoanele care se uită la tine și să le răsplătești într-un fel, făcând conținut pentru ei. Nu uitați că sunt în lucru și echipamentele Tutaers. Deci fiți pe fază, cine dorește să-și achiziționeze un echipament Tutaers, rog să-mi dea un mesaj în privat. Echipamentul Tutaers va conține logo-ul comunității, bineînțeles, și alți sponsori totodată. Vă mulțumesc enorm, sunteți genial. Bă, ce nebun a fost ăla! Și noi de la o mică pauză, Adrian Mihai aici, ai obosit? Ești obosivă? Deloc. Mai avem undeva la 20 de kilometri până la Buhuș, în români, la Tiberiu și Cornel, la căsuța lor din copac. Ești pregătit să te urci în căsuță? Da. Aha, de când îmi doream și eu căsuță să stau. În căsuță, în copac, măi, visul copilăriei. Am pedalat până acum undeva la 12,7 kilometri. Nu este mult, chiar deloc. În 38 de minute, uite, văd că merge singur, nu știu, e dereglat aici. Adică, uite, AVG Speed 19,9, învățați engleză cu Tutaers. Haideți să dăm bice, hai că nu mai e de stat. Și să pedalăm până la Buhuș, să ne întâlnim cu Tiberiu și Cornel. La Buhuș mai avem undeva la vreo 10,3 km până la români. La Tiberiu și Cornel imediat vom ajunge. Haideți să dăm bice, că nu e de stat. Am pedalat până aici, până în forță. După cum spune GPS-ul, spune că la ora 11 vom ajunge acolo. Haideți să mergem. Voi frații mei,
frații mei, ce zonă frumoasă este aici. Deci, genial. Uite cât de mare e lacul ăsta. Da, e la pește aici. Da, e la pește. Dar miroase așa anamol, parcă sunt la Techirghiol aici. Băi, Tiberiule, Cornele, departe mai stați, frații mei. Departe. Am dat la pedale până în sat la voi. De mi-a ieșit tot Coca-Cola-ul pe care l-am băut mai devreme. Ce să-i faci? Abia aștept să ne întâlnim. Păi ce cățel mic, bă, în față. Ăla-i cățel? Sau e pisică? Pisică? E pisică. Nu mai avem nici foarte mult până la Tiberiu. Bună ziua. Mai avem undeva la vreo 500 de metri. Undeva la vreo 500 de metri până la ei. Haideți să prindem impactul când ne întâlnim cu ei. Uite și căsuța. Adrian, uite căsuța din copac al lui Tiberiu și Cornel. Mi-au spus băieții că ne așteaptă acolo la căsuță. Da, uite. Hai să vedem dacă. Uite acolo pe. Uite chiar acolo la balustradă. Mamă, dar ce faină e căsuța. Ha, bravo, băieți. Pare mai mică în realitate față de pe aici. Mergem pe aici? Da. Ok. Băi, băieți, vreau să vă felicit. Ați făcut o treabă foarte faină. Că uite aici poarta, da, ai dreptate. Ia dă-i tu poarta la o parte. Dă-i tu poarta la o parte că ca să fie mai ok. Ia vezi, în față, în spate, stânga, dreapta. Încă ajunge? Eu zic că ajunge. Hai, treci tu primul. Ca să te las pe tine. Hai, da? Oho! Bun, am ajuns și cât am cutreierat până aici. Oho! Ce faci, băi, Cornel, bă? Salut, Tiberiu! Salut, bă, dar vrei cu trotinete de la Bacău, Doamne, mă! Păi, dar cu ce vrei să venim, bă, Cornel? A, crezi că... Eu ghe mă întrez în noi pe zonă. Faci tu sport, Cornel? Băi, aș face sport, dar... Lăsăm și noi astea aici, cred că nu vă... Nu se dărâmă casa, nu? Cum se dărâmă casa? Nu? Dar are fundație, ia uitați-mă jos. Ia ce fundație ai făcut, mă, ia ce fundație. Ia uite-te. A, dar și stâlpul ăla e ca să nu cadă, nu? Dacă nu... Bă, de susținere, dacă cazi de ceva, rămâne numai în așa la. Da, dar zici copacul, rămâne numai în așa la. O și pearc. Băi, e mai mică ca în filmări. Salut, hai, Vlad. V-am găsit. Salut, Tiberiu. Salut, Vlad. Bă, bine ați venit la căsă. A fost greu până aici, printre mașini. Era să fac un accident în fața. Da, în fața noastră, pe la Buhuș, și era să... Da. Depășise o căruță și a venit unul de pe banda cealaltă și... Păi ăștia nu sunt sănătoși. Da, merg și cu căruțele. Și tu cum mergeai cu bicicleta? Eu merg pe... Da, pe margine, da. Nu lupi șanț. Nu, n-am treabă. Ce bicicletă faină ai? Vă, da... Șant în vie, în alea. Voi faceți daily vloguri cu bicicletele astea? Da, păi chiar am filmat... Avem un canal de YouTube. Da, avem un canal de YouTube, se numește Tutaier și am filmat până aici. Parcursul. Two Tires. Doi tires. Intrați acolo ca frumos, o să lăsăm în descrieri canalul lor și intrați și dacă vreți, apăsați acolo butonul. Cum dacă vrei? Să intri acolo, să intri, da. Wow! Nu trebuie să-i obligăm, să uiți pe canal. Dacă le place ceea ce face ei, să intri frumos și să dea subscribe la canalul lor. Da, pentru că noi promovăm sportul totodată. Așa. Adică puteți să ne dați un mesaj, ieșiți cu noi la trasee, ne plimbăm în toată Moldova, România. Suntem niște tineri din Bacău, care ieșim săptămânal de fiecare dată și nu ezitați să ne dați și un mesaj pentru a ieși cu noi. Și totodată filmăm și împreună. Lăsați acolo un comentariu cine vrea să iasă în cursă, nu? Da, în cursă, dacă era... Problema e eu când am bicicletă, vorbesc cu Nea Costică și improvizez o bicicletă, fac o bicicletă. Facem o bicicletă și facem și un review la bicicleta lui Cornel. Gata, așa facem. Da? Da. Ai văzut bicicleta aia care are un metru și ceva, 2 metri, nu? Da, aia cu 2 metri e înălțime, nu? Da. Aia. Eu vreau să fac una să merg pe burtă. Hai băie, sunt curios. Da, sunt foarte curios. Dar mă ține?
Apa da. Tu țin, țin, țin. Ce face Cornel, nu se rupe niciodată. Da. A Cornel a făcut, ce face? A făcut creata. A, dar se vede. Bă, dar ce frumoasă ați făcut-o. Mai e greu cu urcat pentru ăștia mai înalți. Aveți grijă la cap. Nu, nu, nu. Băi, frumos. Vreau să vă felicit. Wow, foarte frumos. E genial. Uite ce au făcut băieții ăștia. Cornel, Corb, Tiberiu, sunteți buni, frate. Vă, de ce nu v-ați făcut ingineri? Da, și da. Eu că sunt copac. Da. Inginer cu căsun copacă. Mă, hai! Da! Ce faci? Ce faci? Băi, n-am pus mâna pe nimic. Băi, t-am zis, leagă-l cu căsun. Că vine musafirii. Eu n-am pus mâna pe nimic, Tiberiu, Coșicori. E greu aici. E greu că nu le iei, ți-l iei lătii să le iei jos firma acolo. Dar unde te-ai pus acolo? Ai pus o grămadă de aceea acolo. A făcut o leacă de curățărică. Cornel? Când a venit Tiberiu nu a măturat o leac, dar eu am măturat. Dar nu mai dat de gol, ăia știu strâng cu noi, da, l-am da, e cam puturos, nu? Da. Am pregătit și un cadou pentru voi, pentru căsuță, pentru cei 100.000 de abonați. Aoleu. L-am adus de la Bacău special pentru voi. Aoleu, îmi cer scuze. Mi-a căzut echipamentul. Mulțumim. Uitați-vă să vedeți ce v-am pregătit. De la mine. Da, așa, ai răbdă de tu. De la mine, dar... Da, da. Ia, vină cu asta, bă, stai. Hai. Cam emoții, unboxing de la... Ei, nu e așa inversă. Opa! Din partea... Din partea biciclistului moldovean Two Tires. Da, oameni buni, nu uitați să vă abonați la canalul Two Tires, cam greu de pronunțat, nu prelea meu cu engleza. Dați un subscribe acolo că merită, băieță. Serios, merită. Asta unde îl pune? Ai mâncat usturoi. Am mâncat usturoi și vrei să fac. Asta e. Am mâncat urzici. Pui mai acolo. Au apărut urzicile la pădure? Da. Am mâncat urzici cu... Ia vezi Cornel, cum îl pune. Bă, stai așa. Stai așa. Bă, da, frumos, îi mulțumim. Așa. Mulțumim. Cu mare drag. Vreau să-i mulțumesc lui Baboi pentru designul ăsta. A, deci Baboi au făcut... Eu am făcut ceva și nu mi-a ieșit. Și eu zis, Baboi, las că fac... Știi că Baboi ne ajută... Baboi acolo, mereu. Pentru noi. Da. Uite ce bine arată. Da, oricum, îți spun de pe acum, nu o să-l lăsăm aici. Nu, da. Că-l fură. Nu că-l fură. Nu o să-l lăsăm aici, pentru că aici o să vină butonul de... Da, de 100. Aici o să vină. O să-l punem în altă parte, sper să nu te superi. Nu, niciun caz. O să-l punem undeva, ori aici, ori aici, vedem unii. E foarte frumos, chiar îmi place. Da. Băieți, mă bucur că ne-am cunoscut și eu. Și să faceți cât mai mulți abonați. Da, și ne auzim acolo departe și ieșim cu bicicleta împreună, ce zici, facem o tur. Da, ar fi o chestie. Bă, trebuie să o duci la rară întâi, să o omologhez. Te las să mergi cu ei pe drumuri dacă ai să faci. Dar fac eu bicicleta, cum adică, ia uite. Și îți promit eu că te echipez, cu cască în cap, tibe, ăsta, Cornele. Mă fac de acum bicicleta asta. Dar nu că îți faci, îți iei cască de război. Nu mă mai rog de tine. De ce? Vine cu bicicleta. Mă, să pui bicicleta și direct că... Trebuie să-i pui și motoră. Și nici consum nu am. Și fac și sport. Și tu azi stai. Da. Da. Mă bucur, Cornel, că ne-am întâlnit și... Da, mă bucur că am ajuns cu bine până aici. Și mi-e pare bine că nu v-ați rătăcit. Ați bătut pe GPS, cred. Da, am băgat acolo pe GPS că salut Tiberiu și Cornel și ne-a adus fix aici. Îmi pare rău că am mâncat usturoi și vă... Nu. E tradiție la moldoveni. Nu mai vorbim mult. De asta nu mai zic. Da, nu uitați să vă abonați, să dați și un subscribe și un like la mine acolo pe tutorials, pentru că fac trasee în toată Moldova și România și... Eu încerc să promovez sportul. Asta e toate chestia. De asta am venit până la Tiberiu, da, și Cornel. Și ceva chiar interesant. Da, eu asta când am spus că vine, când am spus că vine cu bicicletă. Am scris de la Bacău cu bicicletă. Dar eu nu merg până la 500 de metri. Poate îți strigi de pat. Abia m-am trezit acum jumătate de oră. Da, e ceva frumos, pe bun. Chiar e ceva foarte. Mulțumim. Adică eu am un prieten, tot așa face sport. Că eu stau așa, dar vine stați voi. E mort cu bicicleta, e mort. Păi participăm și la concursuri, am fost la concurs la Iași, la Piatra Neamț, de obicei suntem și pe seriozitate la trasee. Da, dar se vede, aici ceva serios aici, nu e... Adică... Care să vă zici, hai să regizăm. Nu, și în primul rând, e sănătatea, e mișcarea, da, și sănătatea, da. Care... No, trebuie să fac mișcare și cu bicicleta, eu nu mai gata. Adică au devenit, au apărut prea multe mașini în România.
decât, adică mă, ar trebui să mai ies lumea cu bicicleta, să meargă la muncă cu bicicleta. Nu mai mașină, eu și fac acum. Nu mai. Ți-e electrică. Ți-e electrică. Dai cât pe mașină? Da, nu o bicicletă. Dar costă 1000 de euro la electrică. Ți-o iei electric, nu-ți mai e mașină. Dar ce sport mai fac eu cu așa electrică? A, pe Nokia cu asistență. Vreau să fac sport, gata, mă hotăresc, îmi iau bicicletă. Trebuie să-ți iei de aia cu roțile așa. Da, de o sport. A, fat bike, fat bike, de aia groasă. Da. Da. Cu roți de măcar de roțile de mașină. Da, eu nu știu să merg. Îmi trebuie roțul atic ca să nu cadă. Dar nu, e ca să faci mușchi la picioare de asta. E, lasă că faci mușchi. Da. Frumoasă sobița. Asta vreau să te întreb acum. Ce părere ai despre sobița? Sobița e ca la mama acasă, ca la bunica acasă. De aia tradițională, da. De Moldova. Nu știu dacă voi ați văzut, cu siguranță ați văzut live-ul când am citit. Da, 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 am văzut. Da, normal, când ai mâncat sarmala crudă, ți-ai pus-o aici, ți-ai pus-o. Da, mă, eu uite-am. Aici ai pus. Am mâncat-o crudă, exact, ai mâncat-o crudă, lumea spune că n-ai mâncat-o. Da. Ai mâncat. Era crudă, acum vreau să mai fac una, să mai mănânc, dar nu mai aveam carne. Apreciez că ați dat timp să arătați oamenilor ceea ce ați putut face și a stat 24 de ore în 40 de grade Celsius. Noi am vrut să facem video când dormim aici. Dar dacă făceam video, nu mai aveam. Toți ziceau că hai, da, chiar nu s-au dus jos și să doarmă în casă. Așa am zis că, băi, stăm 24 de ore aici să ne vadă că suntem aici. Corect, corect. Păcat că YouTube încă nu a procesat live-ul ăla. Nici acolo nu l-a procesat. Nu l-a publicat. Dar cred că nu l-a corect. YouTube în ultima vreme au apărut niște bug-uri pe el, adică mie când mă uit la subscribe, nu mi-apare că am 520, dar de fapt am 550. Adică se sincronizează mai prost în ultima vreme, nu știu în ce cauză. O să bagi condiții nebune. Și la ce v-ați gândit pe viitor? Pe viitor? Da. Deja avem niște planuri foarte mari. Aseară am fost la un conac părăsit, bântuit. Un conac care, după ce a fost conac, l-a transformat în ospiciu din nebun. Pe bune. Da, o să vedeți diseară videoclipul. Super. Așa, și cu siguranță voi, abonați, o să ceriți ca să dormim o noapte acolo. E, dar o să tu, facem. De ce îi zădărești? Da, lasă, dormi! Nu dorm. Hai, nu dorm. Dai de pas, mă păzești unde jos orei. Da. Eu pușca la mine. Și voi o să șeriți cu siguranță că o să dormim o noapte acolo și o să facem. O să fie tari senzația. Dai seama, într-o locație și nici lumină nu are, nici curent, nimic, absolut nimic. Ai părăști, o să vedeți seară. Mă bucur că am biserica lângă mine. Dacă sunt un micheduță ceva, la biserică. Să ai pisicare? Da. Ce cred? Eu te beriu credincios. Da-l văd, da-l văd. Tu mai puțin. Am bază în el. Pentru că eu cu el nu o să mai fie frică. Să dau cu cartea de rugăciune lângă el. Lua și icoana din căsuță sau o lăsați aici. Okay. Dar știți ce vă propun? Să o sfințiți. Icoana? Nu am mai stat la Tiberiu și Cornel. Ne îndreptăm spre casă, înapoi spre Bacău și ca și încheiere așa, nu uitați să vă abonați și la Tiberiu și Cornel acolo. Vă voi lăsa un link în descriere. Oamenii ăștia sunt geniali, au reușit să construiască, vă dați seama, să construiască o casă în copac. Gândiți-vă că nu este foarte ușor să faci chestia asta. Și am avut plăcerea să-i cunosc, să mă urc în casă, să văd cum au construit-o și am rămas uimiți. Cu mâinile lor au reușit să facă acest lucru într-un scop, perioadă scurtă de timp. Nu uitați să vă abonați la ei, la mine, să dați un like și un share și ne auzim pe data viitoare. Și încă o chestie, nu uitați să ieșiți în natură. Să faceți sport, mai ales cu bicicleta și dacă doriți să intrați în clubul Two Tires, nu ezitați să-mi dați un mesaj. Nu-i așa, Adrian? Da. Deci vă așteptăm cu mare drag în clubul Two Tires. V-am pupat, toate cele bune!